prima seară din cadrul Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munților a oferit sibienilor două evenimente care au promovat tradiția culturală și culinară a Poloniei și României. Ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului și un altul din Polonia au încântat audiența cu dansuri tradiționale. În plus, preparatele specifice fiecarei țări au putut fi degustate de cei prezenți. Festivalul a fost deschis cu seara tradițională românească. Într-o locație rustică, peste 150 de oameni au petrecut ore întregi cu junii Sibiului și mâncăruri tradiționale precum cârnați, mămăliguță și brânzeturi. Iată, cea de-a 37-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munților de la Sibiu a debutat cu dreptul, pentru că am avut parte de o seară minunată, o seară de folclor tradițional românesc, alături de ansamblu Junii Sibiului, și iată acum o seară de folclor tradițional din Polonia. O seară minunată în care vom degusta produsele bucătăriei tradiționale poloneze alături de acest minunat ansamblu care ne învață să dansăm, ne învață care sunt tradițiile specifice polonezilor. O oră mai târziu, polonezii au oferit celor care au participat la seara tradițională o demonstrație de cântec și dans specifice zonei lor. Cei mai îndrăzneți au încercat să învețe câțiva pași. Preparatele din bucătăria polonă au fost degustate de 10 de persoane. Deși puțin piperate pentru gustul nostru, au fost apreciate de toată lumea. Meniul a fost format din ciorbă zurec, varză cu cârnați și un mic desert, prăjitură cu fructe, numită racuci. Mi-a plăcut tradiția și folclorul polonez, mi-au plăcut oamenii, sunt frumoși, sunt tineri, animă și cred că sunt și ei bucuroși că au venit la noi în Sibiu. Toată seara a fost absolut minunată. Într-adevăr, mâncarea lor este puțin altfel decât a noastră, de asta am și venit, să cunoaștem alte culturi. Mi se pare că acest festival, ei în mod special, se încadrează absolut extraordinar în ideea de baroc al acestui an al Sibiului. O seară frumoasă, nu? Mâncare poloneză, dansuri, costume populare, ce-mi place și mie. Festivalul Internațional de Folclor de la Sibiu continuă mâine cu ateliere de dans, expoziții de costume tradiționale și proiecții de film.